Să deschidem cuvântul Domnului acum la cartea lui Neemia, capitolul 3, de unde vom citi primele cinci versete. Neemia, capitolul 3, versetul 1 la 5, pagina în Biblie, 499. Să ascultăm acest pasaj biblic. Marele preot Eliasib s-a sculat împreună cu frații săi, preoții, și au zidit poarta oilor au sfințit-o și au pus ușile. Au sfințit-o de la turnul Meia până la turnul lui Hananel. Alături de Elieșib au zidit și oamenii din Edihon. Alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri. Fiul lui Sena au, zidit poarta peștilor. Au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile în cuieturile și zăvoarele. Alături de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Harcoț. Alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșebeel. Alături de ei a lucrat Sadoc, fiul lui Baana. Alături de ei au lucrat tecoiții, ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Amin. Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, Vom continua și de data aceasta din acest serial pe care l-am început anul trecut, Canaan și Credință. Și astăzi ne vom opri în acest capitol 3 din cartea lui Neemia. Neemia și Ezra au fost și vor rămâne pentru totdeauna printre oamenii cei mai mari pe care Dumnezeu i-a avut vreodată pe pământ. Sub Zorobabel, Nemia și Ezra au fost aceia care au lucrat împreună la refacerea națiunii iudaice, la reconstrucția Ier Ierusalimului, la reconstrucția templului, la reorganizarea închinării de la templu. Nemia și Ezra sunt oamenii lui Dumnezeu. Cărturari, oameni pregătiți, cărora noi, ca și evrei, le datorăm Vechiul Testament. Pentru că în istorie se spune că ei sunt aceia care au convocat rabinii timpului ca să alcătuiască canonul Vechiului Testament sau lista cărților care se compună în Vechiul Testament. Acum, nimia și Ezra și Zorobabel sunt din nou în Israel, din nou în Ierusalim, din nou în Canaan. Totul este devastat, totul este ruinat, totul este posomorât. Ce a fost frumos arată urât, ce a fost plăcut nu mai este și Nemia își dă seama că trebuiește făcut ceva, că trebuiește reinvestit, că trebuiește provocat poporul la se să lucreze pentru reconstrucția orașului Sfânt Ierusalim, pentru reconstrucția templului, pentru refacerea națiunii, pentru refacerea familiilor în Israel. Aplicația practică pe care trebuie să o privim în acest pasaj Biblie și care trebuie să ne vorbească nouă în această seară și în fiecare zi, este aceasta. Dacă mă uit în viața mea și dacă mă uit în casa mea, dacă te uiți în viața ta și dacă te uiți în casa ta, dacă ne uităm în biserica Emanuel și dacă te uiți în biserica în care te închin Domnului, cât că mai este mult de lucru, mult de reorganizat și mult de lucrat. Nu este așa? Sunt atâtea lucruri care trebuie spuse la punct. Atâtea lucruri lipsesc. Nu fi critic cu alții, fi critic cu tine. În dreptul tău, în dreptul casei tale, în dreptul slujirii tale, în dreptul cananului tău, în dreptul fericirii tale, în dreptul binecuvântării tale. Câte lucruri nu trebuie să făcute? N-ai vrea să intri din nou în posesia cananului tău? a binecuvântării, a păcii tale, a fericirii tale, a unui părtășii cu Dumnezeu de care să te bucuri în fiecare zi? Nemia și Ezra și Zorobabel au determinat pe Israel să intre la lucru. Întrebarea cheie care se ridică în această zi, întrebarea cheie pe care ți-o adresez în numele Domnului ca om al lui Dumnezeu, este aceasta. Ești tu pentru binele casei tale, Ești tu pentru binele bisericii în care te închini? Ești tu pentru binele tău personal? Ești tu pentru binele Canaanului tău? Întrebarea este aceasta. Cine este pentru Canaan? Acesta este și titlul mesajului meu. Cine este pentru Canaan? Cine ar vrea binecuvântare? Cine ar vrea să vadă toate lucrurile mergând bine? Mă gândesc că toți. La general vorbind. Dar a te, a, a te bucura de binecuvântările Canaanului. A te bucura de pacea Ierusalimului. A te bucura de prezența lui Dumnezeu cu tine în casa ta și în viața ta în slujirea ta. Este mai mult decât o hotărâre generală. Trebuie să fie o hotărâre personală. De aceea. Primul lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare, frașesorilor, dacă suntem pentru canan, dacă suntem pentru pacea familiei, pentru pacea casei, pentru pacea bisericii, pentru pacea prietenilor, a cercului pe care îl avem, dacă suntem pentru acest canan, pentru acest loc binecuvântat unde te simți bine și unde aștepți să te duci, aștepți să ai părtășie, primul lucru pe care uh, trebuie să-l faci este acesta. fă disponibil pentru lucru. Fă-te disponibil pentru lucru. Nemia, în cazul nostru, s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. L-a chemat pe Ezra, l-a chemat pe Zorobabel, a chemat pe Marele Preot, Eliașib, din pasajul nostru, apoi pe Iosua, Marele Preot. A chemat poporul și a determinat și a provocat să se facă disponibil. Este una din crizele tuturor timpurilor. A te face disponibil pentru Dumnezeu. Scuza frecventă pe care o auzim tot timpul este aceasta. N-am timp. N-am timp. N-am timp. Dacă Dumnezeu și-ar face timp pentru noi, după cum avem noi timp pentru El, ar fi puține binecuvântările. Ar fi foarte puține. Foarte disponibil. Fă-te disponibil prin ascultare de cuvântul Domnului. fă disponibil prin ascultare de lideri după voia lui Dumnezeu. fă disponibil prin a avea curaj în fața munților de probleme cu care te înfrunți. fă -te disponibil luptând în unitate. fă disponibil stând în dependență de Dumnezeu. Și cum se face lucrul acesta? Uitați cum. Primul, este timp pentru lucru. Este timp pentru lucru. Versetul 3 din pasajul din Neemia, capitolul 1. Ei mi-au răspuns. Este delegația care a venit la el din Ierusalim. Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Nemia este la sus. Aici a venit o delegație din Ierusalim și a spus, uite cum arată orașul sfânt, uite cum arată Iuda, uite cum arată locul unde David a fost împărat din Uite. Uite cum arată locul unde trebuie să vină Mesia. Totul este ruinat. În 70 de ani nu s-a făcut nimic. Dacă că s-a făcut s-a făcut ceva nesemnificativ. Este timp pentru lucru. Și -a, uitați de ce? Pentru că unii sunt încă în robie. Este timp de lucru în mijlocul nostru, frașesturilor, doamnelor și domnilor. Pentru că avem încă între noi oameni care sunt în robie. Oameni care sunt robiți de tot felul de lucruri. De o gândire murdară, de patim de atitudini, robiți de tot felul de, de lucruri care dezonorează lucrarea lui Dumnezeu. Unii sunt încă în robie. Pe de altă parte, spunem, unii sunt într-o stare nenorocită. Relațiile lor de familie, comportamentul vieții tinere, caracterul lor, stare de ocară, trăirea lor, îmbrăcămintea lor, gusturile lor. Lucrurile acestea nu vorbesc despre oameni care ar sta într-o relație apropiată de Dumnezeu, pentru că. Ierusalimul lor, cananul lor, pacea lor, cercul lor să fie o binecuvântare. Zidurile Ierusalimului sau a cetății păcii sunt dărâmate, spuneau acolo. Este dărâmată credința lor, este dărâmată uh, inima lor, este dărâmată pretenia lor, este dărâmată casa lor, este dărâmată speranța lor, sunt dărâmate planurile lor bune, sunt dărâmate și spulberate visele lor. De ce este timp de lucrare? Este atâta dărâmătură lângă noi. Și știi bine lucrul acesta. Știi bine lucrul acesta. Nu trebuie să te uiți peste umăr și nu trebuie să mă uiți peste umăr la semenii mei. Să ne uităm în casele noastre prima dată. Să ne uităm în casele noastre. Porțile sunt arse, spune cuvântul Domnului. Și în vechime, poarta era cel puțin pentru trei lucruri. Era pentru apărare, era pentru intrare și ieșire și era pentru hotărâri guvernamentale. Și de aceea aș vrea să-ți provoc mintea cu o întrebare, pentru că este timp de lucru. Ce apărare ai în fața vrăjmașului? Ce informații intră în sufletul tău, pentru că poarta este pentru intrare și ieșire. La ce privesc ochii tăi? Cu ce informații se grănește inima ta? Sunt aceste informații adevărate? Sunt ziditoare? Te ajută să crești spiritual? Duc la pacea casei tale? Duc la pacea cercului tău de prieteni? Duc la pacea bisericii tale? Ce judecăți? Pentru că la poartă se fac judecăți. Ce judecăți se fac în casa ta? Ce se vorbește în familia ta? Te onorează? Onorează lucrarea lui Dumnezeu? Onorează Biserica lui Hristos? cine pentru Canaan? Aceasta este întrebarea. cine pentru Canaan? Dacă spui că ești, dacă spun că sunt, dacă spunem că suntem, trebuie să ne facem disponibili. Este timp de lucru. Este timp de lucru. Celălalt aspect este acesta. Toți pot să aibă de lucru toți pot să aibă de lucru. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Marcul 13 cu 34. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară. Isus a dus în țara lui, în cer, la Tatăl Ceresc. Și își lasă casa. Dărobilor săi putere, Fii atenți ce spune mai departe cuvântul Domnului. Arată fiecăruia care este datoria sau ce are de făcut. Este o plângere continuă. Este o plângere continuă că noi nu știm ce avem de lucru. Nu știu care mi este chemarea. Nu știu care mi este lucrarea. Am să spun câteva lucruri în această seară și poate că o să te provoace în gândire, ori poate o să-ți tulbure mintea, o să-ți tulbure sufletul. Dacă te tulbură, să știi că încă Domnul este cu tine. Dacă nu te-ar tulbura, înseamnă că ai fi în groapă. Ai fi în groapă de binele. Toți trebuie să aibă de lucru. Poți să te rogi. Toți trebuie să aibă de lucru. Poți să vorbești frumos în casă, cu soțul, cu soția, cu copii. Toți trebuie să aibă de lucru. Poți să cânti cântările Domnului. Toți poți să aibă de lucru. Poți să nu vorbești cu două sensuri. Toți pot să aibă de lucru. Știi că bărfitorii, Hoții, defăimătorii și homosexualii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu? Vrei să stai în tabăra lor? Tot poți să aibă de lucru. Oricare. Oricare poți să aibă de lucru. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a plecat la casa Tatălui Său și de acolo a spus mă voi întoarce iarăși. Dar până mă întorc, am părțit la fiecare de lucru. Nu știi ce ai de lucru? Nu știi ce trebuie să faci? Nu știi că trebuie să cauți pacea? Nu știi că trebuie să alergi după ea? Nu știi că amânarea este un păcat conform Iacob 2 cu 26? În casa lui Dumnezeu este atât de mult de lucru. În casele noastre este atât de mult de lucru. În cercul prietenilor tăi este atât de mult de lucru. În businessul tău este atât de mult de lucru. Peste tot este mult de lucru, frați și surori. Să nu mai punem această întrebare copilărească. Nu știu ce chemare am, nu știu ce slujire am. Pentru că știu ce am de lucru. Știi ce ai de lucru. Știi foarte bine. Știi foarte bine. Dar, din nou, întrebarea este aceasta. Cine este pentru Canaan? Poate sunt prea mulți împotriva lui. Cine este pentru pace? Cine este pentru unitate? Cine este pentru binecuvântare? Cine este pentru prezența Domnului în mijlocul poporului său? Cine? Uite-te la zidurile Ierusalimului, la cetatea păcii tale. Uite-te la zidurile casei, uite-te la zidurile businessului, uite-te la zidurile bisericii, uite-te la, 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 cor, la orchestră, la fanfare, uite-te la toate cercurile, la toate departamentele. Nu trebuie lucrat, frate și suror? Nu trebuie pus umărul? Nu trebuie investit? Nu știm ce avem de făcut? Eu cred că știm ce avem de făcut. Făte disponibil. Făte disponibil fă disponibil. Dacă ești pentru Canaan, dacă ești pentru pace, dacă ești pentru binecuvântare. În al doilea rând, caracterul lucrării tale în Canaan. Cum trebuie să arate lucrarea? Cum trebuie să lucrăm noi pentru Domnul? Cum trebuie să lucrezi tu în familia ta? Cum trebuie să lucrezi tu în cercul prietenilor tăi? Cum trebuie să lucrăm în biserica, Emanuel? Cum trebuie să lucrezi în biserica în care te închini? Cum trebuie să lucrați acolo unde vă găsiți și vă uitați la internet și așteptați un cuvânt care să uh, vă aducă uh, o soluție? Cel puțin trei lucruri sunt învederate în pasajul nostru. Primul, cum să nu abordăm lucrarea. Cum să nu abordăm lucrarea. Ia uitați-vă în versetul 5 din pasajul pe care l-am citit. Alături de ei au lucrat tecoiții ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Frașe și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă provoc puțin. Mă tem că în ultima vreme, peste tot, ca unul care călătoresc și văd, sunt prea mulți fruntași în bisericele Domnului. Vin la casa Domnului când vor și fac ce vor și vor să stea în fruntea poporului. Poporul are două categorii, poporul Domnului format, dacă vreți, din două categorii de oameni, închinători și lideri. Închinători și lideri. Dacă vrei ca cei peste care ești lider să te urmeze, lucrează și supune-te Domnului. Nu veni la casa Domnului când vrei, o dată pe lună, ori într-o dimineață, ori într-o seară, și a aștepta ca biserica să meargă bine, aștepta ca familia să meargă bine, aștepta ca business să-ți meargă bine, aștepta ca relații să-ți meargă bine, aștepta ca tot să te urmeze. Pentru că dacă te urmează pe tine, după pildă pe care tu o dai, ce se mai realizează? Ce se mai poate face? Unde se poate ajunge? În pasajul acesta ni se spune cum să nu abordăm lucrarea. Cum să nu abordăm lucrarea. Cum vă spuneam în alte ocazie, uite-te la felul, haideți să ne uităm la felul de organizare. Lucrarea nu este stat în stat, nu este eu și departamentul meu, nu este aceasta, vin la repeti, nu vin la repetiție pentru că sunt vedetă, nu vin la rugăciune pentru că nu-mi place, nu vin la toate programele biserice pentru că nu am timp. Acest este program pentru tineri și pe noi bătrânii nu ne, nu ne interesează. Acest este program pentru bătrâni și nu ne interesează pe noi tineri. Nu există o astfel de vorbire și nu există un astfel de comportament în poporul lui Dumnezeu. Nu este plăcut să auzi lucruri de felul acesta, nu? Și uneori deranjează. Încă o dată, dacă te deranjează, mă bucur. Înseamnă că încă Duhul Domnului se odihnește peste tine. Pentru că te mai cercetează la conștiință. Te mai atinge la conștiință. Prea mulți decoiți, prea mulți fruntași, vor să fie urmați, dar cum? Dar cum? Dar unde? Pentru că stau pe loc. Pentru că stau pe loc. Nu poți urma pe cine stă pe loc. Pe unul care stă pe loc. Nu poți urma un business care nu se mișcă nici într-o parte. Nu poți urma un lider care nu face nimic. Nu poți urma o familie care nu știe încotro se duce. Frașii și surori, în fruntea noastră este Isus Hristos. În biserica lui este Duhul Său cel Sfânt. Între noi și în mijlocul nostru este Tatăl Ceresc. Dumnezeu ne-a dat o direcție prin Cuvântul Sfinților Scripturi. Haideți să deschidem cartea aceasta, haideți să deschidem minima și haideți să ne facem disponibili înaintea lui Dumnezeu și să punem mâna pe coarnele plugului și să lucrăm cu adevărat. Și haidem să dăm pildă poporului Dumnezeu. V-am spus și o spun mereu. N-am să vă cer ceva să faceți Până nu vedeți că facem noi între eu și casa mea. Același lucru trebuie să-l spui și tu în dreptul tău, în familia ta, în biestințul tău, în departamentul tău, în locul unde tu te afli. Primul aspect în caracterul lucrării este să nu dai pildă aceasta din versetul 5 în Nemia 3. Al doilea, adoptă o atitudine voluntară de lucru. Adoptă o atitudine voluntară de lucru. Uitați-vă ce spune Nemia 2 cu 18. Ei, fiind iudei din Ierusalim, au zis, să ne sculăm și să zidim și s-au întărit în această hotărâre bună. Ei s-au motivat singuri, hai să ne sculăm și haide să zidim. Tot spunem, eu spun, frate când o spune, frate păstor spun, în vorbim de Biserica Emanuel. Dacă te duci în alte biserici, păstorul spune, lucrătorii care se ridică după ei spun, spun lucrul acesta, dorim trezire, dorim trezire, dorim trezire, dorim trezire, frați și surori. Dorim trezire. Dacă dorim trezire, singurul lucru care se poate face este să fii voluntar. Este să fii voluntar. Să voluntariezi în lucrul lui Dumnezeu. Eu voluntariat la rezidirea Ierusalimului, Nemia 2, 11 la 22, la rezidirea Templului, Ezra 6, 16 la 22, la rezidirea familiilor, Nemia 13, 23 la 28, la rezidirea businessurilor, Nemia 5, 1 la 12, la rezidirea vieții de sfințenie, Nemia 9, 1 la 38. Unul din principiile fundamentale în lucrarea lui Dumnezeu și în viață, uitați-vă aici în societatea americană, du la o facultate de medicină. Dacă n-ai făcut voluntariat deloc, Dăm voie să te întreb, te primește? Te primește? Nu aștept dacă nu te primește. Nu te primește. Unul din principiile fundamentale în lucrul lui Dumnezeu este să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Iosua, 24 cu 15, cât despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Romani 1 cu 14, cât despre mine, spune Pavel, eu sunt dator. Atitudinea pe care o au cei mai mulți este că toată lumea este dator. Cât despre mine, spune Pavel, eu sunt dator. Isus, psalmul 40 cu 7, Evrei 10, 5 la 10, vin să fac voia ta, tată. Luca 9 cu 23, dacă voiește cineva să mă urmeze, ce să facă? Să fie legat cu lanțul, nu și tras la biserică. Să mă urmeze. Să o facă voluntar. Să decidă. Habacuc. Chiar dacă, știți bine istoria, chiar dacă, toate s-au ruinat, toate s-au ars, toate s-au împrăștiat. Este o criză absolută, cum este în timpul lui Habacuc. Chiar dacă nici grâu, nici boi, nici mus, nici viță de vie, nici familie, n-a rămas nimic. Un turn în care m-am dus să mă rog lui Dumnezeu. Chiar dacă eu aleg să mă bucur în Domnul Dumnezeul meu. Este voluntariat, este voluntariat. Asaf, cât despre mine fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. Psalmul 73 cu 28. Autorul psalmului 119 ce spune în cuvântul Domnului, partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele tale. Îți știi partea. Îți cunoști mare? Când te vei duce în această seară acasă de aici din biserica Emanuel, lasă mi spui, eu nu știu ce chemare am. Măcar una o știi. Să fii voluntar. Măcar una o știi. Să te rogi. Măcar una o știi. Să nu bârfești. Măcar una o știi. Să cauți pacea. Măcar una o știi. Să spui bună ziua asemenului tău. Măcar una o știi. Să faci bine dacă vrei să fii primit bine. Dar știi mai multe. Și știi mai multe. Al, al treilea aspect este adopt o atitudine de lucrare în unitate. În acest capitol 3 din Nemia, uitați, această expresie este foarte deasă. Alături de ei lucrau, alături de ei zideau, alături de ei dregeau, alături de ei reparau. Iudeii aceștia din vremea lui Nemia nu lucrau unul împotriva altuia, unul în defavoarea altuia, unul independent de alții, fiecare pentru sine, ci toți pentru Ierusalim, toți pentru binecuvântarea lor, toți unul lângă altul, toți pentru Domnul. Lucrau împreună. Lucrau împreună. Caracterul lucrării lui Dumnezeu trebuie să fie unitate. În Ioan 17, când Iisus Hristos a făcut această rugăciune, numită rugăciunea împărătească, tocmai acest aspect îl cerea. Și mă rog ca tot să fie una. După cum Tată, eu cu tine și cu Duhul Sfânt suntem una. De aceea, dacă vrei să înțelegi caracterul lucrării pe care Domnul ți-o cere în casă, în business, în biserică, oriunde vei fi, în primul rând trebuie să știi cum să nu lucrezi. Apoi trebuie să Voluntariezi, să te faci disponibil. Partea mea o știu. Și apoi, în această al treia uh, dimensiune, adoptă o atitudine de a lucra în unitate. Și, în final, în al treilea rând, secret și succes în Canaan. Care a fost secretul lui Nemie? Care a fost secretul lui Ezra? Care a fost secretul lui S-a lucrat ușor? Nu se lucrează ușor. Nu se lucrează ușor. Se lucrează greu. În lor au durat ani de zile, până când au putut să termine zidurile Ierusalimului și templu. A fost multă opoziție. Dar au lucrat. Secretul lor a fost Domnul Dumnezeu. Secretul este Domnul nu interesul personal, este Domnul. Când tot ce facem, frați și surori, doamnelor și domnilor, facem nu ca pentru oameni, ci ca pentru Domnul, avem șansă reală de izbândă. Avem garanția binecuvântării. Când Duhul Domnului ne-a revelat prin Sfântul Apostol Pavel și a spus, tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dacă astfel lucrăm și știm că secretul succesului nostru este Dumnezeu. Vom avea biruință. Secretul lor a fost că au lucrat în unitate pentru o cauză comună. Secretul lor a stat în aceea frașesorilor, doamnelor și domnilor, că au lucrat să zidească, nu să distrugă. Repet, să zidească, nu să distrugă. Dacă aveți răbdare și vă duceți acasă, să vă uitați în acest capitol 3 din Nemia. M-am uitat și pe textul ebraic, pentru ca să pot să fiu sigur că ce vă spun, vă spun adevărul. Și nu mă ridic în fața mea să nu vorbesc neadevărul. Dar am vrut să găsesc cuvântul, termenul. Termenul folosit este hazak. Hazak. Hazak înseamnă a repara, a zidi, a drege. De 35 de ori este folosit acest termen, au dres, au reparat, au zidit. De 35 de ori în acest capitol. Dă-mi voie să te întreb. Ce faci tu cu vorbele pe care le spui? Cu atitudinea pe care o ai? cu planurile pe care le ai, cu gândirea pe care o ai. Se zidește familia? Se zidește biserica? Se zidește cer cu prietenilor tăi? Repar sau distrugi? Repar sau distrugi? Sunt atâtea relații deteriorate care trebuie reparate. Sunt atâtea departamente în divergențe care trebuie reparate atâtea pretenii în ceartă care trebuie reparate, lideri cu atitudini neplăcute care trebuie reparați în, 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 relațiile lor, familii dezbinate, care o relație trebuie reparate, lucrări în biserică de făcut care trebuie reparate. Dar uitați cum au reparat frații aceștia, cum a reparat oamenii lui Nemia. Au avut două caracteristici distincte. În versetul 28, cuvântul Domnului spune, că au început în dreptul casei lor. Versetul 28 spune, preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui. Preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui. Nu putem și nu mă pot duce, frași și nu te poți duce, dragul meu, nicăieri să faci un lucru pentru Domnul, să fii cunoscut pentru Domnul, dacă în dreptul casei tale, prima dată, nu faci ce trebuie. Mă auzi bine? Secretul este aici. Ocupă-te de familie, ocupă-te de casă. Repară atmosfera din casă, rugăciunea din casă, repară relațiile din casă. Pentru că dacă nu avem relații reparate în casă în familie, între soț, între soție, între părinți, între copii. Și venim aici. Sau te duci în biserica în care te închin, ori te duci în cercul pe care îl frecventezi, între prietenii tăi și mă gândesc că sunt creștini și nu frecventez un cerc de vagabonzi și de oameni certați cu bunul simț, a căror politică este corectitudine politică. Cred că nu te duci în cercul de felul acesta. Și de dragul corectitudinii politice, vei vorbi cum se vorbește la televizor, inclusiv în aceste zile, în, 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 în lumea politică. Luăm pistolul, punem centura, împușcăm pe toți și vorbim despre religia păcii. Să ne ierte Domnul și să ne dea minte. Să ne ierte Domnul și să ne dea minte. Ai curajul să fii, să stai pentru adevăr. Ai curajul, nu să înciți pe oameni, dar ai curajul să stai pentru Domnul și ai curajul să crezi ceea ce a spus Dumnezeu prin profetul Isaia 42 cu 8. Eu sunt Domnul, eu nu par slava mea cu un om muritor. Dă glorie lui Dumnezeu și slujește pe Dumnezeu. Dar începe în dreptul casei tale. Și mai mult, cel de-al doilea lucru pe care l-au făcut, uitați-vă în versetul 30. După ei, Meșulam a lucrat în fața odăii lui. Este și mai mult. În fața odăii lui înseamnă în fața, în dreptul dormitorului lui. Înseamnă de asemenea în dreptul biroului lui. În dreptul camerei unde stă cel mai mult și unde se fac deciziile cele mai mari și cele mai multe. Unde discut cu soția? Unde discut cu soțul cel mai mult? În dormitorul tău. Acolo trebuie multe probleme reparate. Acolo trebuie multe probleme rezolvate. Discuțiile de acolo, relația de acolo, atmosfera de acolo, casa și odaia cea mai intimă trebuiește curată. Casa trebuiește sfântă și patul trebuiește sfânt și nespurcat. Casa trebuie un loc unde prezența lui Dumnezeu este o prezență reală și dormitorul trebuie să fie un loc unde prezența lui Dumnezeu este o prezență reală. Să nu uităm că trebuie să fim sfinți și în biserică, și în dormitor, și acasă, și la business. Să nu uităm locul acesta. Trebuie să fim sfinți pretutindeni. Oamenii aceștia au înțeles, dacă vrem să zidim, dacă vrem să ridicăm, Trebuie să avem un scop. Scopul este Domnul. Și scopul este nu să dărâmăm, să zidim. Și cum vom face? Începem în dreptul casei. Începem cu familia. Începem cu noi, încep cu mine, încep cu familia mea și cu casa mea. Începe, dragul meu, cu tine, cu familia ta și cu casa ta. Și începe, de asemenea, din locul care este accesibil doar ție soțului și soției, acolo unde au voie să intre copiii tăi și să stai de vorbă cu tine acolo unde poate faceți cele mai multe și mai intime discuții acolo trebuie să rezolvate probleme vreau să te întreb dacă ai auzit vreau să te întreb așa cum mă întreabă Domnul Dumnezeu de șapte ori în Apocalipsa cine are urechi de auzit? Vreau să te întreb și să te provoc pe tine care ești aici în biserică și pe tine care ești acolo departe la internet și spui nebucurând de mesajele care le auzim de la biserica Emanuel. Dacă te bucuri, cât de mult te bucuri de mesajul din seara aceasta, din ziua de astăzi, când îți provocă gândirea ce este în dormitorul tău, ce este în odăile tale intime, ce este în ofisul tău, pe masă acestui ofis, în computerul tău. Și este în discuțiile tale, în dezbaterile tale. Dumnezeu ne chemat la viață sfântă. Dumnezeu ne chemat la binecuvântare. Dumnezeu ne-a chemat la reconstrucție. Dumnezeu ne chemat la rezidire. Dumnezeu ne-a chemat și a spus, refaceți familia, refaceți închinarea, refaceți templu, refaceți toate lucrurile. Eu voi fi o prezență vie în mijlocul vostru s-au descurajat. Și Dumnezeu a venit din nou și le-a vorbit prin profetul Hagai și le-a spus, nu vă descurajați, gloria acestei case pe care voi o construiți va fi mai mare decât gloria casei din tâi pe care a construit-o Solomon. A fost cel mai mare împărat, a fost cel mai înțelept om de pe pământ până la el și de atunci încoace, așa spune Sfânta Scriptură și eu așa cred. Dar au construit un templu, au construit un templu a cărui glorie în adevăr a fost mai mare. De ce a fost mai mare? Pentru că în templu pe care l-a construit Nemia, Zorobabel și cu Ezra a fost templul în care a intrat gloria gloriei Iisus Hristos, Domnul. Gloria cea mai mare. Frași și surori, doamnelor și domnilor, noi zidim ceva similar, noi zidim biserica lui Hristos, zidim familii în care gloria cerului trebuie să se arate și trebuie să se coboare. Ce facem, facem pentru Dumnezeu și facem pentru gloria Lui. Iisus Hristos se bucură în biserica sa, în poporul său. Iisus Hristos vrea să se bucure în viața ta și în viața mea. Vrea să se bucure în casa ta și în casa mea. Iisus Hristos vrea să aibă un loc sfint, sfânt și de cinste inclusiv în dormitorul tău. De aceea, întrebarea este aceasta. Cine este pentru Canaan? cine este pentru Canaan? Ești, ești, tu? Ești tu cu adevărat? Dacă ești, fă -te disponibil. Pentru că este timp de lucru. Este atât de rămătură. Atâtea lucruri care trebuie rezolvate. Uite-te în casa ta, uite-te în viața ta. Uite-te în relațiile tale. Eu mă uit în casa mea și în viața mea și în relațiile mele. Să ne uităm în familiile noastre, fașelor, apoi să ne uităm în biserică. Sunt atâtea lucruri care trebuie rezolvate în casele noastre, în biserica Emanuel, în biserica în care te închini, în businessurile noastre, în cercurile noastre. Sunteți de acord? cine e pentru Canaan? Cine? Vei zice, eu nu știu ce am de lucru. Dacă măcar știi să te rogi, rogă -te. Chiar dacă nu poți să te rogi o oră, trei ore. Măcar când îți aduci aminte, spune, Doamne, dă-mi înțelepciune. Doamne, dă pace casei mele. Doamne, dezleagă în picioarele să pot să intru și eu în casa celui necăjit. Doamne, dezleagă în limba să spun și eu un cuvânt bun cuiva. Doamne, binecuvântă familia semenului meu cu pace, Doamne. Doamne, binecuvântă biserica cu prezența Ta vie. Poți să faci ceva, poți să faci ceva. Și apoi când lucrăm pentru Domnul, trebuie să lucrăm cu caracter sfânt. Să nu lucrăm ca și acești fruntași, care nu au vrut să se supună la nimic, dar au vrut să stea în fruntea poporului. Nu au vrut să asculte de nimic. Și trebuie să Lucrez voluntar, cât despre mine, eu și casa mea, cât despre mine vin să fac voia ta, tată, cât despre mine spunea Pavel, eu sunt dator. Eu sunt dator. Și lucruri pe care l-au făcut, au făcut un lucru în unitate. Au lucrat împreună. Și de aceea Ierusalimul a fost rezidit. De aceea Templul a fost rezidit. De aceea Închinarea a fost rezidită. De aceea Familie în Israel au fost rezidite. De aceea Biznisurile în Israel au fost rezidite. Totul a fost rezidit. De aceea Dumnezeu s-a coborât cu gloria Lui în Ierusalim și în Israel. Dumnezeu nu s-a schimbat. Și planul lui de a-și manifesta gloria nu s-a schimbat. Gloria lui se manifestă astăzi prin tine și prin mine, prin familia ta și prin familia mea, prin biserica sa și prin biserica locală. Să-i dăm voie lui Dumnezeu. Dar cum? Cum? Care este secretul? Secretul este să zidim, nu să dărâmăm. Secretul este să lucrăm în dreptul caselor noastre. Secretul este să începem chiar de acolo, din locul cel mai intim unde stăm poate cel mai mult, unde vorbim cel mai mult, poate fi dormitorul, poate fi ofisul, poate fi dining room poate fi family room -ul. Acolo unde sunt dezbaterile, acolo unde sunt discuțiile, acolo unde se iau hotărâri. Și Dumnezeu așteaptă ca hotărârea mea și a casei mele hotărârea ta și a casei tale să nu mai fie una generală. Cred că trebuie să lucrăm, ci să fie una individuală. Eu voi lucra. Yes. Cred că ar trebui să facem ceva. Eu voi face. Cred că ar trebui făcut ceva în biserica aceasta. Eu am să fac ce trebuie în biserica aceasta. Cred că ar trebui să ne punem la dispoziția Domnului, cu toții. Eu mă voi pune la dispoziția Domnului. Dacă chemăm la post, Poporul trebuie să răspundă la chemare de post. Dacă n-ai înțeles ceva, este bine să întrebi. Nu vreau să ofensez pe nimeni. Tinerii au avut dorința aceasta. Haide să stăm în postul lui Daniel. Și în afară s-a auzit imediat. Am trecut la altă religie și nu vreau să fac, folosesc aici termeni. Știți de ce? Am să spun de ce. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Cuvântul Sfintelor Scripturi și nici puterea lui Dumnezeu. Căutați în cartea Domnului și citiți. Și lăsați-i pe tineri să postească și haideți să-i încurajăm și să apropie de Domn. Amin? Și nu numai pe ei, nu numai pe ei, casele noastre, biserica întreagă, departamentul tău, biserica ca unitate, casa ta, acelor care, acelor care vă uitați pe internet, biserica în care vă închinați, pentru că sunt biserici care ascultă mesajele în direct și după aceea se duc acasă. După aceea se duc acasă, pentru că n-au cine să le vesească cuvântul Domnului. Sau a doua zi reiau mesajul, se adună, îl pun în grup, îl ascultă, se roagă, îl comentează și se duc acasă și se bucură. Lucrați în unitate și lucrați pentru gloria Domnului, pentru slava Lui. Se poate, frate se poate. Dumnezeu are plăcere să binecuvânteze. Și Dumnezeu vrea să binecuvânteze din locul cel mai intim al casei tale până la zidurile Ierusalimului. Din locul cel mai intim al casei mele până la poarta cetății, la locul unde intră informațiile, ca să fim oameni aceia care să știm să selectăm, să luăm hotărâri drepte, judecăți drepte și să lucrăm ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Cine-i pentru Canaan?